Exporturile moldovenești continuă epopeea creșterii fără precedent, ce drept în trimestrul 3 ritmul de creștere a încetinit simțitor. Acest fapt a fost dezvăluit de expertul economic Vyacheslav Ioniță, care a ținut să precizeze că dacă în trimestrul 2 exporturile au fost de 1,2 miliarde de dolari, un record absolut pentru Moldova, atunci în trimestrul 3 ele au fost sub 1 miliard de dolari. Potrivit lui, creșterea exporturilor moldovenești a fost determinată de mai mulți factori, printre care și războiul din Ucraina, care a direcționat o parte considerabilă de mărfuri prin Republica Moldova. În același timp, Ioniță spune că dacă ar fi să excludem factorul ucrainean, atunci exporturile noastre au continuat să crească până în trimestrul 2 din 2022. În special, datorită creșterii exporturilor producției agricole, iar în trimestrul 2 avem o situație alarmantă de diminuare dramatică a exporturilor moldovenești. Astfel, în trimestrul 3, creșterea este una virtuală, în cea mai mare parte determinată de reexporturile din și înspre Ucraina. În context, acesta mai spune că sub iluzia creșterii exporturilor moldovenești s-ar ascunde o adevărată criză a exporturilor. Comerțul extern al Moldovei intră acum într-o perioadă de declin care ar trebui să se finalizeze potrivit expertului în a doua jumătate a anului 2023.